Federația Sanitas continuă seria manifestărilor începute încă din toamna anului trecut, în plină pandemie, când sistemele de sănătate și cel de asistență socială au fost atât de greu încercate. Guvernul a tratat angajații din aceste domenii cu rea voință. În decursul zilei de astăzi, protestatarii au scandat în fața Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii. Membrii sanitați din Mehedin, salariați din sănătate și asistență socială, au ieșit astăzi în stradă, de această dată în București, pentru a-și susține revendicările. Problema s-a agravat întrucât guvernul anunță noi măsuri de austeritate. Revendicările sunt mai mult decât erau acum o lună, după cum știți că am avut o acțiune de pichetare la nivelul județului Mehedin, în care contestam înghețarea salariilor, respectiv ordonanța 226. În momentul de față, lucrurile sunt mai grave. Deci, în loc să se rezolve ceva, au devenit și mai grave, având în vedere proiectul de buget care conține măsuri de austeritate mari, adică fără nejustificate, negândite din punctul nostru de vedere, făcute pe picior de oameni care dau dovadă că nu cunosc nimic din ceea ce se întâmplă efectiv la nivelul... Iar noi care suntem, care lucrăm în spitale și suntem alintați de un an de zile ca eroi, acum am beneficiem în urma acestui proiect de buget de niște tăieri substanțiale, pentru că așa e normal să fim tratați ca și eroi, nu? Adică trebuia să vină și o mulțumire efectivă din partea statului pentru eroii lui. În decursul zilei de astăzi, membrii sanitați din Mehedinți au protestat în fața Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii. Federația Sanitas va continua să-și manifeste nemulțumirea în stradă atâta timp cât asaltul asupra sistemelor pe care le reprezintă și asupra salariaților pe care îi apără va continua într-un mod agresiv, netransparent și imoral.